Cartea care a luat calea tiparului o datorez lui Dorin Brunariu, celebrul cosmonaut care m-a încurajat. Eu am stat foarte multă vreme la îndoială dacă este cazul sau nu să aduc la cunoștința întregului popor o serie întreagă de fapte care au rămas necunoscute și care dau o explicație istoriei noastre recente la sfârșitul secolului 20. A fost o întâmplare, a fost o coincidență. Au fost întâlnirile mele întâmplătoare cu o serie întreagă de oameni care în viața politică românească au însemnat ceva. N-a fost nimic provocat, nimic pregătit de dinainte. A fost o chestiune în care discuțiile au avut loc în mod cu totul sincer. Multe din ele numai între patru ochi. Nimeni n-are de unde să știe despre ele. Eu m-am născut într-o familie de politicieni. Tatăl meu a fost de două ori deputat, a fost decan al baroului Timișoara. Bineînțeles că în calitate de politician și-a dat examenul la Jilava și mi-a dat un sfat. Băiete, în viață fă tot ce vrei, dar să nu faci politică. Și într-adevăr, am respectat acest principiu. N-am făcut parte din niciun fel de partid politic, nu am înscris în niciun partid, nu am vrut să simpatizez cu unul sau cu altul, pentru că toate acestea erau legate, în perioada respectivă, erau legate de un pericol de moarte. În casa noastră am întâlnit o serie întreagă de oameni de artă, de cultură. Am cunoscut bine pe Cezar Petrescu, pe Păstorel, pe Teodoreanu. Au venit la noi în casă oameni de știință, Horia Hulubei, cel care a descoperit elementul moldavic. Au venit scriitori, au venit artiști, au venit medici. Au venit oameni politici. La noi luau masa Iuliu Maniu cu Maniu și cu Ion Mihalache. Am asistat la discuțiile dintre ei. Eram un copil. Noroc că tatăl meu și-a notat textul respectiv pe care l-am regăsit în amintirile tatălui meu. Am întâlnit oameni politici din toate categoriile. L-am întâlnit și l-am cunoscut bine și am avut un respect deosebit pentru Alexandru Vaida Voievod, căruia România trebuie să-i mulțumească dacă Ardealul a devenit românesc. Că știți foarte bine că marii noștri aliați englezi și americani și francezi ne-au uitat complet și au uitat de promisiunile lor și nu vreau să mai știe nimic. Și Brăteanu a trebuit să întoarcă coada picioare la București și numai când s-a zis Alexandru Vaida Voievod, Frank Masson, s-a dus la frații lui la Paris și a stat de vorbă cu rabinul șef al Parisului, atunci s-au deschis ușile și de-abia atunci s-a decis ca Ardealul să fie redat României. O chestie interesantă. L-am cunoscut pe Groza și știu foarte bine că atunci când Ardealul era în administrația armatei sovietice, dacă nu era intervenția lui Groza, care s-a aruncat la cizma lui Stalin, a sărutat cizma și a spus stăpâne, fără acest gest, Ardealul nu ar fi revenit României. Nici Anglia, nici America nu au pus mână. Au lăsat ca să așteptăm până la tratatul de pace. Dar hotărârea de restituire a Ardealului a fost atunci. Personaj negativ Stalin pentru cei 20 de milioane de oameni morți în Ucraina, pentru noi însă, privind Ardealul, este un aspect pozitiv. Iată de ce am tras concluzia că fiecare om politic are părțile sale pozitive, părțile sale negative. Nu există cristal în viața politică. Cine vrea să fie cristal nu este om politic.
Am avut întâlniri interesante, întâmplător, cu groza. Eu mergeam pe stradă, eram în față la cap și la un moment dat văd că strada e goală și în mijlocul străzii vine un om. Mama, când s-a apropiat, am văzut, aoleo, e groza, am zis, hai să o întorc pe loc. El m-a văzut, m-a strigat, Dane, vino. N-am avut încotro, am zis, acum, aoleo, de acum înainte am feștelit-o, să vadă lumea că am fost cu el, s-a stat de vorbă. Am stat cu el de vorbă și am urcat cu el până pe jos, pe calea Victoria am coborât de-a lungul Dâmbovitei și apoi am urcat până sus de tot la Prezidiul Marii Adunări Naționale. Când am intrat într-o prima sală, groza face un semn. Uite, îi vezi pe ăștia? Marx, Engels, Lenin, Stalin. Și zice, îi vezi pe ăștia? Ăștia vor merge la lada de gunoi a istoriei. Când l-am auzit, îl trag de mânică și zic, ba, ciupătru, mai încet că o să ne umfle. Nu ne umflă. Ba, mi-e frică. Nu ți-e frică. Și am avut cu el o discuție foarte interesantă în cabinet, în dosul perdelelor, pentru că atunci când am intrat în cabinet, mi-a făcut semn cu degetul către masă. Și cu cealaltă mână a dus degetul la gură și a spus pe buze, tăcere. Când am văzut chestia asta, am zis, dacă până și președintele trebuie să-l ascultare, halal de țară. Asta a fost realitatea. Și acest sistem de ascultări a rămas până zilele astăzi și a devenit o racilă a vieții politice. Deci, totul are un trecut, totul are un prezent. L-am cunoscut bine pe Cornel Coposu, care, după ce s-a întors în ultima călătorie în Germania, i-am spus, bine mă, Cornel, dar tu nu vezi că ăsta pe care l-ai propus tu nu mișcă, nu face nimic. Și atunci l-a spus, Dane, ai dreptate, știu. L-am ales pentru că e român, pentru că e basarabian, pentru că a fost membru de partid și vreau să arăt că nu vrem să înlăturăm din viața politică 2,5 milioane de foști membri de partid. Dar îmi dau seama că am greșit, mai am de trăit o lună, nu mai pot face nimic, ăsta e omul, asta e, n-am ce face. L-am cunoscut bine pe Raciu, am fost la el la Londra, l-am întâlnit și în Elveția când a venit, l-am întâlnit și în București. L-am cunoscut pe Iosif Constantin Drăgan, cu care am avut multe discuții. Și când era vorba de reactualizarea personalității lui Antonescu, i-am spus, nu este cazul, acolo este o greșeală. Pentru că în momentul în care Antonescu a spus, mi-am dat cuvântul meu de militar că voi merge cu nemții până la capăt. Și am spus, nu se poate. Un om care pune pe balanță, pe de-o parte, cuvântul său de militar, iar pe de altă parte, soarta unei țări, asta se compară. Deci iese din istorie. Asta este marea lui greșeală, care nu s-a repetat. Toate aceste întâlniri au fost simple coincidențe, întâmplări, la care nu m-am așteptat. Dar am reacționat de fiecare dată spontan, fără reticențe, fără ascunderi, fără calcule și de aceea, în această carte, ceea ce povestesc sunt povestirile originale, proaspete, așa cum au fost. Nu sunt comentarii, nu sunt păreri personale.